cred că în acest moment am putea vorbi chiar de puțin exces de zel din partea polițiștilor. Șeful Inspectoratului de Poliție Timișoara, cel care a avut această inițiativă, a spus că scopul este unul de prevenire, mai ales că au fost incidente, cum ar fi, de exemplu, cel din București, atunci când o tânără de 12 ani, adeptă separarea curentului Emo, și-a pus capăt zilelor. Pe de altă parte, tot polițiștii din Timiș mai susțin că nu există informații cum că ar exista tendințe suicidare în rândul tinerilor adepții ai curentului Emo de la ei din județ. Cu toate astea s-a înființat acest grup de lucru format din polițiști judiciariști, dar și din membrii unor servicii, așa cum susținea purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție a județului Timiș. Culmea e că pentru activitățile de prevenire sunt polițiștii de proximitate, care iau legătura cu școlile și cu elevii, și de ce nu chiar și cu adolescenții Emo. Mai mult decât atât, statistic vorbind, acești tineri nu au fost catalogați până în prezent ca fiind pericol social. Inițiativa polițiștilor din Timiș are ca punct de plecare incidentul din luna mai consumat la București. Atunci o copilă a sărit de la etaj. Prietenii spuneau despre ea că a fost adeptă a curentului Emo. Pe de altă parte, fata supera enorm. Părinții erau despărțiți și se pare că n-a avut nici o copilărie fericită. Și totuși, cei din Timiș, deloc implicați în această anchetă, s-au grăbit să ia măsuri la ei în județ. Așa că au înființat un detașament pentru Emo. Este vorba despre un grup de lucru format din mai mulți polițiști din cadrul instituției noastre, de la investigații criminale, proximitate, în colaborare cu compartimentul prevenire, care au, pe lângă sarcinile zilnice de lucru și atribuții în ceea ce privește identificarea și monitorizarea activității acestor tineri. O activitate de prevenire pentru care sunt plătiți deja polițiștii de proximitate, obligați să facă prevenție în școli. Oricum, până la această oră, psihologii au catalogat pe adepții Emo drept retrași și emotivi. Caracteristic pentru ei este faptul că trăiesc la maximum depresia. Pericol social nu cred. Ei reprezintă un pericol pentru ei înșiși. Problema lor principală este, în primul rând, lipsa comunicării cu familia. Și totuși, în Timișoara sunt monitorizați la fel ca infractorii. Promovăm un stil de viață sănătos. Nu considerăm că încălcăm drepturile omului, deoarece noi monitorizăm permanent pe acest tineri. Copiii Emo sunt ușor de identificat. Poartă tunsori asimetrice, haine de culoare închisă și își ascund fețele după ochelari de soare mari și negri. Curentul pe care îl venerează a apărut prin anii 90 și este sub gen al rock-ului, cum îl cataloghează întemeitorii lui. Puștii inadaptați au devenit copii emo, care se îmbracă în stil emo și se machează emo. Mai toți ascultă muzica unor trupe ca Tokyo Hotel, A Fire Inside sau Funeral for a Friend.